an, 47 de ani, Bistrița Năsăud. Am decis să mă botez pentru a-L urma pe Domnul Iisus și pentru a avea mântuirea, liniștea și pacea, spune El aici. Împreună cu El este sora Lui, este Lucie, Domnul să te binecuvinteze, împreună cu soțul, Nucu, ei sunt la această sărbătoare și încă o familie, prieteni de-a lor. Domnul să îi binecuvinteze pe toți și pe Marcel. Spune El aici, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit, citează Psalmul 32 cu versetul 1. Apoi Isaia 56 cu 1 spunea, așa vorbește Domnul, păziți ce este drept și face ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Domnul să te binecuvinteze, frate Marcel. Frate Marcel, te întrebăm înaintea Domnului dacă crezi din toată inima ta, căci Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, ca și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Astăzi faci legământ cu Domnul în apa botezului, până când ești hotărât să rămâi credincios acestui legământ care îl faci cu Domnul pentru mântuirea ta. Cu ajutorul Domnului până la moarte. Domnul te va ajuta și Domnul să te binecuvinteze. Baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Vino la apa vie. Am ales să fac legământul în apă cu Domnul pentru că am ajuns la concluzia că fără Domnul Iisus nu există mântuire și nu este dat sub cer un alt nume prin care putem să fim mântuiți decât prin Iisus Hristos. Citind Biblia, Duhul Sfânt m-a convins de starea mea de păcat și nevoia de a fi iertat. Cred că Domnul Iisus a murit și pentru mine și vrea și eu să fiu un rod al suferințelor Lui. Căci cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stele în veac și în vecii vecilor. Daniel 12 cu 3, presetul care și te-a ales, Daniel. Să te binecuvinteze, Domnul Daniel. Amin. Frate Daniel, crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și este salvatorul tău personal? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus îți iartă păcatele și îți mântuiește sufletul? Da, cred. Până când ești hotărât să-L urmezi pe Domnul Iisus? Ajutorul Lui până la finalul vieții. Pe baza deciziei tale și la porunca Domnului Iisus, noi te botezăm cu numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, cât de mare ești, Doamne, cât de mare ești, Doamne, cât de mare ești și cât ne iubești. Doamne, cât de mare ești, Doamne, cât de mare ești, Doamne, cât de mare ești și cât ne iubești. În apa botezului a intrat de data aceasta Flavius Mastan, 23 de ani, născut în Zalău, județul Sălaj. M-am născut în Zalău, spunea el aici, într-o familie creștină, am 23 de ani și am avut binecuvântarea că încă de mic să frecventez biserica. Învățând despre Dumnezeu, mulțumesc Domnului că m-a ajutat să iau decizia aceasta și să slujesc toată viața. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. El astăzi mărturisește că Domnul este Cel care va mântui și L-a mântuit. Împreună au venit și tata, Simi și cu Claudia. Au venit în mod special din Sălaj ca să asiste la această frumoasă sărbătoare. Să-i binecuvinteze Domnul și pe ei și pe copilul lor, Flavius.
Frate Flavius, te întreb înaintea Domnului, dacă crezi din toată inima ta că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Până când ești hotărât să rămâi credincios legământului care astăzi îl faci cu Domnul în apa botezului. Domnul să te ajute. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Viața mea e mâna ta, nimeni n-o alua, orice vremuri vor veni, veșnic te voi iubi. Viața mea e mâna ta, nimeni n-o alua, orice vremuri vor veni, veșnic te voi iubi. Și pentru familia Iona și cu Adrenelu, sora Dorința, pentru că și ultimul copil din familia lor, Cosmin Ionaș, cu 17 ani, născut în Bistrița, face legământ cu Domnul Napa Botezului. Dumnezeule, Tu ești împăratul meu, poruncește-ți vorbirea lui Iacob. Cu Tine doborim pe vrăjmașii noștri, în numele Tău jobim pe potrivnicii noștri. Și Tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei ce ne urăsc. Psalmul 44, versetul 4, 5. Și 7 și la ales el ca motor. Domnul să îl binecuvinteze. Cosmin, crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul tău personal? Crezi că Domnul Iisus poate să certe păcatele și să mântuiască sufletul? Până când ești hotărât să vorbesc pe Domnul Iisus? Pe baza deciziei tale și la porunca Domnului Iisus, că te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu rămâne același. Domnul să vină cu invest pe Alex. Este unul din copiii sorei Ana. Este Alex, 18 ani, născut în Bistrița Năsăud. Și el spune aici, am luat decizia aceasta de a-L urma pe Iisus, pentru că El, pentruși, a spus să fiu împreună cu El în Împărăția lui Dumnezeu. Aveam nevoie să fiu născut din apă și din Duh. Doresc să fac acest legământ cu Dumnezeu ca să aleg pe un nou drum, alături de El, adică de Iisus. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a primării voastre. Este un singur Domn, o singură credință și un singur botez, Efeseni 4, 4 cu 5. Să te binecuvinteze Domnul Alex. Frate Alex, te întreb înaintea Domnului și în fața bisericii sale, dacă crezi din toată inima ta că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar și Mântuitorul tău personal. Da. Domnul să te binecuvinteze. Până când ești hotărât să rămâi credincios legământului care astăzi îl faci cu Domnul în apa botezului pentru mântuirea ta. Ajută-L Domnului până mântuie. Domnul te va ajuta. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Viața mea
să fac ca să fiu mântuit, spunea întrebarea încă de dimineață. Spunea temnicerul. Știți ce a spus Pavel? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Fie Domnul slăvit și binecuvântat. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Și prin fratele Dan Păruță să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta. Pentru harul acesta care l-am avut să fim în casa lui Dumnezeu. Și să ne încredințăm mâna și în brațul Domnului. Să zicem, Doamne, porcă-ne Tu în carul Tău de biruință în continuare și ajută-ne să ne putem duce mântuirea până la capăt. Domnul să ne binecuvinteze. Mulțumim, Tată, că ai fost în această dimineață cu noi. Mulțumim că ți-ai făcut lucrarea prin servit care e la dispoziție. Îți mulțumim că orice lucruri faci, Tu faci de sfârșit. Ne rugăm pentru cei 11 și nu numai, pentru toți cei care au încheiat legământul cu Tine, dă-le puterea să ducă jurământul, să ducă darul scump al mântuirii până la capăt. Prin ajutorul Tău îți mulțumim că ne vei da puterea aceasta și apoi ne vei împrednici prin sângele Lui Hristos și datorită meritelor Lui să ajungem cu Tine în împărăția Ta pentru eternitate. Pentru toate îți mulțumim și credințăm slujbele și viețile noastre potrivare în mâna Ta. Slăvit să fii Tatăl prin Domnul Iisus și Sfântul Duh. Amin. Vă rog să ocupați locurile, doar câteva anunțuri am să fac în fața dumneavoastră. Sigur, sunt pregătite o mulțime de flori, sunt pregătite o mulțime de daruri. Dar peste toate este Cel care ne-a promis mântuirea și veșnicia, Hristos Domnul, slăvit să fie El. Mulțumim Lui, pentru că El a fost de partea noastră. Mulțumim fraților care au slujit. Fratelui Dan, fratelui Valerian, Domnul să vă binecuvinteze. Casele voastre, familiile voastre și slujirea în continuare să fie binecuvântată de Domnul. Vreau să anunț că miercuri la programul tinerilor, de la ora 20:30, vor fi frații Leva, în fratele Nelu Rabu. Să țineți cont de lucrul acesta, să fiți prezenți la această întâlnire. Apoi vreau să vă spun că după masă avem slujbă din nou. Vom avea frați oaspeți care vor sluji prin predicarea Evangheliei. Fratele Sandu Negrușel fiind invitat la o nuntă la Biserica Elim, după masă va fi împreună cu noi. Fic și pe el Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Valer va merge înspre Elim și pe el Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Dan va pleca spre Valencia și pe el Domnul să-l binecuvinteze în călătorie și încă o dată zic, arul face și binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră. Peste toți cei care v-ați însoțit, pe cei dragi, cunoscuți, prieteni, cumnați, fii, eu mai știu, verișori, Domnul să vă binecuvinteze, tot după masă binecuvântată, sărbătoriți unde v-ați găsit cu care, la restaurant, acasă, în familie, dar nu uitați, Domnul vă cheamă și ne cheamă pe toți să ne împăcăm cu El. Și ce spune Amos? Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Fiți binecuvântați de Domnul, adunarea este liberă, ne întâlnim după masă la ora 18.